Deținătorii de câini la domiciliu au obligația să îi înregistreze într-o bază de date prin microcipare. De asemenea, este obligatorie sterilizarea câinilor. Microcipare este obligatorie, întrucât vaccinarea antirabică, care și ea este obligatorie, nu se efectuează decât animalelor microcipate și țin să spun că este un act de responsabilitate, în primul rând, microciparea, pentru că odată ce eu consider că animalul este al meu, trebuie să devin proprietarul lui cu acte în regulă. Altfel nu am cum să spun că este câinele meu. În al doilea rând, toți câinii care sunt microcipați sunt introduși în baza națională de date, acolo trebuie să apară rasa lui. Dacă el apare de rasă comună în baza națională de date, ești întrebat următoarea rubrică: sterilizat sau nesterilizat. Dacă bifezi sterilizat, nu ai nicio problemă. Dacă bifezi nesterilizat, dacă ești deținător de femelă, trebuie să declari numărul fătărilor dintr-un an și numărul produșilor de concepție viabili. Sterilizarea și microciparea câinilor sunt cu atât mai importante cu cât doar în acest fel câinii pot fi vaccinați antirabic, iar pe de altă parte ei pot fi revendicați de către stăpâni. Nu în ultimul rând, respectând aceste obligații, va putea fi ținut sub control numărul câinilor fără stăpân de pe domeniul public.